Dumneavoastră sunteți medic primar pe igienă. Explicați-ne puțin cu ce se ocupă această specialitate, pentru că mulți dintre noi nu prea știm exact despre ce e vorba. Când am predat câțiva anișori la universitate în perioada de doctorat și... Eu v-am adresat această întrebare tocmai că am avut noi o discuție telefonică și am zis să insistăm un pic pe subiect. Da, și la primul el pe lucrări practice de igienă cu proaspeții studenți, întrebam ce înțelegeți prin igienă, la ce vă gândiți când auziți cuvântul igienă? Și 80-90% dintre ei răspundeau curățenie. Bun, este frumos lucrul acesta. Igiena este o știință mult mai complexă. Denumirea ei provine de la Hygieia, zeița sănătății, din panteonul grecesc. Și ar fi știința despre sănătate, cu tot ce cuprinde. Este foarte complexă. Deci toți acești determinanți ai sănătății sunt abordați de igienă în mod sistematic. De la factorii de mediu, alimentație, se pune un accent deosebit pe igiena școlară, perioada de creștere, când avem grupul cel mai vulnerabil și atunci se formează și deprinderile pe care le va folosi persoana poate toată viața. Bineînțeles, înseamnă sănătate publică, înseamnă și epidemiologie, înseamnă și medicina muncii, dar acestea sunt și specialități separate unde se aprofundează lucrurile. Mie mi-a plăcut igiena exact din perspectiva aceasta. Țin minte și acum, doamna profesor, când am fost la primul curs ca student de igienă, îmi zice, bun venit în terenul medicinii preventive. Și mi s-a părut așa că, într-adevăr, pătrund într-o lume deosebită și am vrut să rămân în lumea aceasta. Și nu regret. Pentru că, într-adevăr, în domeniul igienei, deși acum pare o specialitate închisă într-un birou, nu am mai avut contactul cu pacientul, totuși, domeniul igienei mi-a dat o altă perspectivă despre ce înseamnă sănătatea. Cum poți să abordezi lucrurile la nivel preventiv și la nivel comunitar. Și, deși am pierdut satisfacția lucrului cu pacientul, am căpătat bucuria aceasta de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă mai largă și de a putea ajuta, poate, prin decizii care să influențeze populații largi. Țin minte, la epidemiologie, ne spunea unul din profesori, un chirurg, și este lăudabil pentru că acolo este o știință la un alt nivel, ajută câte un pacient, câte un om, adună mii de cazuri, să zicem, într-un an. În schimb, un epidemiolog ia o decizie care influențează sute de mii sau milioane de oameni. Ori acum pandemia ne-a arătat lucrul acesta, ce înseamnă o decizie. Știu că au fost contestate, nu au fost foarte acceptate poate lucrurile, poate n-a reușit sistemul medical să se exprime foarte bine, poate pe locuri au fost niște exagerări, nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea. În schimb, atunci când știința ne ajută să gândim bine și să luăm niște decizii bune, lucrurile acestea pot proteja milioane de oameni. Ori lucrul acesta m-a încântat ca idee. Ar trebui să se pună mai mult accent pe această structură, pe zona aceasta de igienă, poate ar trebui să începem să devenim mai curați cu noi înșine prin ceea ce facem, prin ceea ce mâncăm, pentru că e o problemă și de alimentație. Practic, poluarea nu există numai în aer sau în sol, există, da, din aer și din sol ajunge pe masa noastră. Așa este, așa este. Și factorii de mediu, împreună cu alimentația, probabil, și cu, dacă iau și stilul de viață, în plus, aici să zicem, ar fi medicina comportamentală care accentuează lucrurile. Vedeți, igiena atinge toate aceste subiecte. Probabil mai mult de 70% din, sau poate chiar 80% din tot ce înseamnă patologii este acoperită de aceste domenii. Dacă știi să-mi controlezi alimentația, aerul pe care îl respir, apa pe care o beau, stilul de viață pe care îl am, probabil aș putea preveni undeva la 70% din bolile care mă pândesc. Evident, suntem cu termen de expirare pe acest pământ, aici moment, da, îmbătrânim, ne epuizăm, dar nu trebuie să o facem mai devreme decât s-ar conveni. Adică cât ține de noi ca oameni, ar trebui să ne protejăm sănătatea. Este un bun pe care l-am primit și trebuie să-l îngrijim. Suntem noi ca popor român mai bolnăvicioși sau mai sănătoși decât vecinii noștri?
Cred că zestea genetică noastră ca români este asemănătoare cu restul popoarelor europene sau caucaziene, dacă e să vorbim de zona aceasta. Uh-huh. Probabil ceea ce încă avem de îmbunătățit este partea aceasta de educație ca să ne atinge potențialul genetic. Nu suntem mai bolnavicioși neapărat, dar pledez încă pentru a îmbunătăți situațiile în care trăim. Vorbeam de poluarea aerului. Totuși sunt orașe în România la care depășirea poluanților, luăm spre exemplu pulberile din aerul atmosferic, se întâmplă destul de des, mult mai mult decât este admis. Și valorile sunt ceva mai mari față de limitele care au fost stabilite pentru protecția sănătății. Am putea îmbunătăți lucrul acesta. Cum? Bun, provocările sunt mari la capitolul acesta. Noi, din partea medicinei, atragem atenția. Fac o paranteză. Anul trecut a fost publicat un nou ghid al Organizației Mondiale a Sănătății privind poluarea aerului. Noi aveam stabilit, începând prin anii 90 sau chiar mai înainte, anii 87, atunci a fost publicat primul ghid european, niște limite pentru poluanții din aer. Și au fost revizuit prin 2000 și ceva, 2006 și în sfârșit în 2021 apare un nou ghid, care surprinde cu niște valori foarte mici comparativ cu ceea ce s-a știut până acum. Uh-huh. Să iau un singur exemplu. Sau poate dați-mi voie să-l dezvolt, pentru că vorbim despre pulber în aer. Și nu vorbim numai de praful acesta care ne intră în ochi, ne irită sau pe care îl simțim. Și particule pe care nu le vedem. Nu le vedem. Acele particule fine care intră la nivel pulmonar și acolo se absorb în sânge și produc nu numai boli pulmonare, da? Boală cronică obstructivă sau astm bronșic sau ceva, ci pătrunzând în fluxul sanguin, îmi afectează inclusiv sistemul cardiovascular. Există un risc mai mare de infarct miocardic, de accidente vasculare cerebrale datorită pulberilor acestor mici din aer. Și ne întrebăm de unde avem boli cardiovasculare, de tineri poate. Da, iată că nu ține numai de alimentație și de faptul că mâncăm grăsimi animale sau avem colesterolul crescut, ține foarte mult și de această poluare pe care noi vrând nevrând o luăm când ne plimbăm printr-un oraș poluat. Și să dau totuși niște cifre. Până în anul 2020, limita pentru PM2,5, ce înseamnă aceasta? Particular meter 2,5 însemnând 2 microni și jumătate, aceea dimensiune micuță care permite acestei particule să ajungă până în plămâni și apoi să fie absorbită. Aveam o limită de 25 de micrograme pe metru cub până în anul 2020. După aia a fost propunerea la nivel european să scădem la limita de 20 de micrograme. Uh-huh. Imaginați-vă că acest nou ghid, pe baza unor studii noi, care au descoperit procesele fiziopatologice, ce se întâmplă cu aceste particule, cum acționează, s-au descoperit mecanisme noi care nu se cunoșteau acum 10 ani. Limita a fost coborâtă de la 20 la 5. În cât timp? Bun. Propunerea este ca undeva în 4 etape, scăzând pas cu pas, să ajungem într-adevăr la aceste limite foarte mici de 10 și apoi chiar de 5 de micrograme pe metru cub. Pentru că chiar la concentrații de genul acesta de 10 micrograme, pe care noi le-am considerat extraordinar de bune dacă le-am avea în orașul nostru, totuși s-a constatat că există un oarecare risc pentru sănătate. Bineînțeles, mult mai scăzut față de valorile acestea de 25-30 cât sunt în ghidurile actuale. De aceea, noi ca și medici putem să atragem atenția în privința limitelor acestora. Sunt studii care argumentează de ce să se iau astfel de decizii. Restul deciziilor, cum putem să scădem poluarea aceasta, nu mai ține neapărat, să zic, de sistemul medical. Ține mai degrabă de autoritățile publice, fie ele locale, fie la nivel național, care să stabilească norme, să stabilească legi, să implementeze sisteme de control, de monitorizare, odată ca să vedem unde ne aflăm, și apoi și de control, inclusiv să poată interveni asupra agenților economici, asupra mijlocilor de transport, în așa fel încât lucrurile să se poată îmbunătăți. Aceste particule de care vorbiți dumneavoastră sunt produse de noxe, de fum, de ce anume? Da, cel mai adesea le regăsim în fum.
fumul, nu neapărat cel vizibil, da, acela care îl vedem la țevile de eșapament, care le vedem la coșurile de ardere. Sunt particulele fine din ardere în mod special. Cele mai poluatoare sunt motoarele diesel, dacă vorbim de mijloacele de transport. Și, bineînțeles, sistemele de ardere, în special a combustibililor solizi. Dacă ardem cărbune, atunci, într-adevăr, vom avea o cantitate mare de particule, și mai mari și mai mici în fumul respectiv. Vom avea oxizi de sulf, vom avea oxizi de azot. Acum, oxizi de sulf prin arderea cărbune, pentru că se află sulf în compoziția cărbunelui respectiv. Azotul nu se află neapărat în cărbune sau în combustibili lichizi, dar arderea se face în aer, nu cu oxigen pur. Și atunci azotul din aer, la temperaturi de peste 600 de grade, se transformă în diferiți oxizi.